Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În videoclipul de față voi prezenta o reparație diferită față de celelalte episoade. Avem de față un aparat de tuns de la Braun și o să vă arăt cum se poate schimba acumulatorul în el, având o baterie litiu-ion. Avem și denumirea pe spate, litiu-ion, li-ion. Acest aparat de tuns este de la Braun, model 5544. Ce se întâmplă? Ce defect are? După ce încarcă acest aparat, funcționează doar câteva minute, doar o perioadă de timp. Funcționa. Acum însă nu este nicio problemă. Gen, la sfârșit, se termina bateria, în mod normal trebuia să țină cam o oră și ceva, o oră bateria, se termina și se aprindea LED-ul roșu, dar mult mai devreme, cam câteva minute puteam utiliza. O să vă arăt cum se poate rezolva această problemă. În primul rând avem nevoie de o asemenea jucărie sau o spatulă, vedem cu care se desface. Inițial am crezut că în cazul în care se uzează bateria, acumulatorul în cazul acestor aparate, numai ce face și trebuie să aruncate. Dar se pare că m-am înșelat. Se poate schimba bateria. Și nu e foarte greu. Vedeți cât de ușor. Ok, și într-o parte și într-alta. Foarte simplu. Am lăturat acest capac de deasupra. Gata. Avem 4 șuruburi. Putem folosi o șurubelniță dreaptă sau Torx, din câte observ. Șuruburile au fost desfăcute. Și ar trebui să pot desprinde și această parte. Din câte știu, se desprinde foarte ușor. Gata. Și uitați bateria. Acumulatorul, practic. E de la Sanyo, litiu-ion. E tipul de baterie 14500. Mult mai mică față de un acumulator tot litiu-ion 18650. O să vă fac și comparația un pic mai târziu. Se poate scoate lejer. Uitați. Să trecem la măsurarea capacității acestui acumulator. Pe el scrie că e de 740 de mAh. Vom vedea. Am încărcat acumulatorul la 1A și descărcat tot la 1A. Culmea mi-a dat o capacitate de 750 de mAh. Mă așteptam să aibă o capacitate de 600 și ceva, dar nu exact 750. Pe el scrie că e de 740 mAh. Hai să vă arăt diferența dintre un acumulator 14500, cel din acest aparat de tuns, și 18650. Am căutat din curiozitate ce înseamnă de fapt acele cifre și am găsit următoarele informații. Semnifică practic dimensiunea acestuia, fiecărui acumulator în parte. Acumulatorul 14500, cel de față de la Sanyo, are grosimea de 14 mm și lungimea de 50 cm cu aproximație. Să luăm acumulatorul 18650. Are grosimea de 18 mm și lungimea de 65 mm. Pe acest motoraș este unul normal, cu perii, se numește Mabuki Motor. Căutând pe Google după acel cod, FF180CV2665, se găsește foarte ușor. Chiar este de vânzare pe AliExpress. Costă undeva pe la 1 euro și ceva, 2 euro. Doar ca idee. Lucrul interesant la acest aparat de tuns este următorul. Acumulatorul este încărcat complet, să nu încurcăm plus și minus, plus, minus. Introdus. Dacă apăsăm pe buton, aparatul nu pornește. Și cu toate că e încărcat acumulatorul. Dacă atașăm încărcătorul, se stinge acel LED verde pentru că e încărcat acumulatorul. Scoatem încărcătorul. Iar acum pornește. Dacă scoatem acumulatorul un pic și îl introducem la loc,
Nu mai pornește. E straniu. Nu știu, parcă ar avea un circuit în care trebuie alimentat din încărcător prima dată, în cazul în care pierde tensiune. Adică, practic, trebuie să fie alimentat continuu din această zonă, din acea baterie. În cazul în care se descarcă sau pierde conexiunea, trebuie pus iar încărcătorul. Ciudat. E destul de ciudat circuit, modul de funcționare. Hai să facem un alt test, alimentând din sursa mea de laborator cu 4,2 V, atașăm minusul în partea de jos și plusul în partea de sus. Am pornit sursa de laborator, aparatul de tuns, motorașul nu pornește, da? Dacă introducem încărcătorul, ok, acum pornește. Fără să introducem niciun capăt, tragem curent de aproximativ 150 de miliamperi. Hai să introducem și capătul ăsta. Am introdus și capătul respectiv, să pornim. O să țin eu cu mâna în zona respectivă. Deci tragem curent 700 de miliamperi, aproape cu vârful de 800, 700, ceva gen. Asta înseamnă că cu acest acumulator aparatul ține aproximativ o oră și ceva, cam o oră, aproximativ o oră. Hai să vă arăt un mic experiment. Ați auzit probabil acele sunete, acel sunet scurt. Probabil vă gândiți că ar fi un difuzor undeva atașat. Nu, nu este. Practic se aude acel motoraș. Da? Observați? Motorașul primește niște impulsuri. Foarte interesant. Hai să vedem și partea electronică. Ar trebui să desfacă ușor. Gata. Doar partea asta. Să vă arăt mai de aproape. Integratul principal de aici, din câte se observă, este clar acesta. Am căutat pe Google și am rămas puțin surprins, pentru că, de fapt, acest integrat este un microcontroller. În datasheet scrie programable system on chip, pe prescurtat PSoC. Da, este un microcontroller. Are memorie flash, un procesor ARM, teoretic, de 24 MHz. Nu m-am așteptat să fie așa de, să spunem, complicat acest circuit. Dacă așa a avut Brown, ce să zic acum? Avem și un inductor în zona asta. Aici o siguranță fuzibilă, cred. KF scrie, să vă arăt invers. KF. Pe acesta, integratul micuț, scrie AGCG 456. Am găsit ca și cum ar fi o memorie, traniu. Poate mă înșel eu, dar am găsit ca fiind o memorie pe Google. Prima dată mă gândeam că ar fi un convertor, pentru că vedem un inductor lângă el. Dar ce să zic acum? Avem o diodă, scrie S1 pe ea. Acestea negre probabil mă gândesc că ar fi inductoare. Niște circuite integrate, scrie 1F pe fiecare. Nu am căutat, nu știu ce sunt. Două LED-uri SMD, unul roșu și unul verde. Verde când pui la încărcat și roșu când e descărcată bateria, din ce am înțeles. Din ce am observat și eu. Un fel de tranzistor, cred că aici scrie 40 și mai departe nu-mi dau seama. Nu, e scrisul e extrem de mic. 40 mai jos nu înțeleg ce scrie. Probabil un tranzistor. Butonul respectiv. Nu știu, am senzația că s-au complicat. Să introducem la loc. Așa, la final, hai să vă arăt și cum am rezolvat această problemă de care vă spuneam la început. Aceste lamele le-am curățat cu alcool izopropilic. Hai să le mai curățăm încă o dată. Și zona asta, și zona asta, cu o periuță de dinți. Hai să scoatem de aici. Alcool izopropilic nu afectează cu nimic circuitul. Chiar curăță. După ce am făcut asta, îndoim spre exterior acești pini mai mult, ca să pună presiune practic pe acumulator. Da, și în partea asta la fel. Gata. Și așa, la introducerea acestui acumulator, va face contact mult mai bine. Așteptăm să evapore acel alcool izopropilic și apoi introducem acumulatorul. Hai să introducem acumulatorul. Avem grijă la plus și la minus. Plusul e marcat pe acumulator. Pe acel suport din plastic avem marcat plusul și minusul. Este foarte important aici.
Gata, a fost introdus în zona respectivă, e tot în regulă. Deci tot la fel, când vedeți că pur și simplu ai senzația că nu mai ține bateria, acumulatorul, poate fi un contact imperfect. Hai să vă arăt și încărcătorul la final. Este un încărcător ce dă la ieșire 12V la un curent de 400 de miliamperi. A, și interesant conectorul încărcătorului, foarte stran. Și avem scris, fiți atenți, deci pe acest conector, pe această mufă, scrie plus și minus. Atenție la detalii. Impresionant. Ok, producem la loc. Să introducem șuruburile. Introducem capacul la loc. Și gata. Este funcțional. Cam aici se termină acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!